garat caiacele aici. Și între timp ne-am pus și tabăra. Ne-am scos corturile. Ne pregătim pentru seara asta. Cosma și cu Madalina de la Adventure Time o să ne facă un ceaun. Pe plajă. Am luat micul dejun, ne-am strâns corturile și ne-am pus din nou pe apă. Astăzi o să ne întoarcem la Sulina, pe altă parte, bineînțeles. Bate vântul destul de tare. De vorbă cu Cosma, ghidul nostru de astăzi, da, care să vă spună câteva cuvinte.
despre ce facem noi aici, ce face el mai bine zis, să descrie. Bună, sunt Cosma, am 29 de ani și sunt cocheta Bălții. Cocheta. Ne aflăm pe cât l-am puțită. De ce împuțită? Că am împuțit-o noi. Prinde ceva? Prinde, trage? O roșioară de cristal. Bună ziua. Da? Și-ți de aici din sat? Da. Prost vântul este. Da. Prost vântul, a? Facem aici traversarea. Hop. Ne lansăm. Hop, hop, hop. Hai da, mersi. Cine s-ar fi gândit că o să veniți voi în Delta Dunării, nu? Da, e departe rău și motorina scumpă. Unde mai facem ture? Ne întreabă Cristina în directă. Da. Mi se șoptește în cască, Mișel. Da, da, da. Șoptește în cască. Da, Cristina. Unde mai facem ture? Unde mai facem ture? Pe Cocioc, Trilighiane. Nu știu oamenii, mă, de astea. Da. Nu, mă, Herăstrău, hai să spune Herăstrău, Nagov, Comana, la Delta Neșlovului, Bidraru, Volt, Grecia. Grecia. Poate veni și voi în Grecia. Ne-ar plăcea? Nu, în Paxos și Antipaxos. Lângă Corfu. Cred că acolo găsiți un loc unde decolat cu... Da, nu mă îndoiesc, luăm și paramotorul, da? Da, 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 da. Sunt evenimentele postate, uitați-vă la mine, urmăritorii, abonații canalului. Evenimentele le găsiți pe pagina de Facebook AdventureTime.ro, nu desenele, caiacul. Scrieți acolo AdventureTime.ro, caiac. Uitați-vă, pe el merge cu capul înainte, da. Merge cu viteză, eu, nu pe real. Ia, uitați-vă. Eu merg cu capul nori, eu așa merg. Că nu vă expune toată frumusețea Deltei, pentru că el e aici, pe baricade, să vă zlească, să fie primul. De fapt, e ultimul acum, da? Da, 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 pe traseul ăsta nou cu plecare din Sulina, cu ajuns în Sulina, voi sunt prima gașcă. Și Mădălina, pe echipa de Cosma, ne-a gătit ceva aseară. La ceaun? Aseară nu am mai filmat mare cu vorbet, păi da, am mâncat în ceaun. Dar a rămas fără cuvinte. Și am stat la o somn de tabără pe plajă, incredibil. Aici puteți să contemplați. E cormorană la mă. Da, poate să fie și o terapie de cuplu, ne spuneai tu, ne spuneai tu nou. De dublu, deci dacă, dacă vrei să... Deci dacă, da, deci dacă, deci dacă vrei să nerorocezi relația, te duci într-un caiac de dublu. Bună! Bună! Noi suntem Adventure Time! Yeah. Ro, ro! Mă, bucicrinții! Da, mă, ce da. Să vă spunem? Veniți cu caiacul în Delta Dunării, ce faceți acasă? Și acum prin Victor și Cristina aveți ocazia să vedeți cum e, veniți! Cum arată o tură din vă acolo. Place? Veniți! Nu vă place, tot trebuie să veniți, ca să vedeți dacă vă place! Da! Dar da. De unde să știi? Mamă, cum a dat-o! Da, mișto! De pe apă, de altă sigareți! Ai întrebări pentru ei că facem aici un interviu pe apă. Și care o să fie următoarea tură? Următoarea tură săptămâna viitoare la Vidraru, două zile, stat la căsuțe pe malul lacului, în răcoare așa, e mirosul ăla de munte, de brad, de verde, de umezeală. Se văd munții înzăpeziți, probabil. Da, da, și cu caiacul de pe lac, dinspre cascada Călugărița, te uiți încolo, se vede negoiul, adică se vede așa din Tailanțul muntos, încă cu zăpadă. Da, da, voi sunteți consacrați cu Delta, noi vă știm, vă urmărim de anul trecut și n-am reușit să ajungem. Noi mergem în Delta, dar nu e cea mai populară ieșire. Nu? Nu e cea mai populară, cea mai populară ieșire e culmea, e aia de 2 ore pe Herăstrău. Bine, populară, da, dar este aproape și comodă, da. Da, da, da. Dar ce ține de mini-expediții, într-adevăr, Delta e cea mai populară și pentru că e o locație cumva inedită pentru majoritatea oamenilor. Delta Dunării, mini-expediție, ceaun cu caiacul, da, 3 zile. Păsări, plante și tot felul de chestii. Și mult, mult râs. Cu caiacul e cea mai ecologică modalitate de a explora Delta. Bineînțeles, clar, clar, da. Clar, și clar. Admir mai îndeaproape păsările, vegetația, simți mirosul, nu e ca și cum... Efortul. Da, da, faci o leacă de condiție. Să nu fim cocoate. Faci și mișcare, practic. Mișcare. Da. Pe mine m-au durut brațele după prima seară, am și exagerat. Tu te da. Plâng, tu. Da, 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 Victor se plâng. Da. Eu am muncit mult la brațele astea, dar acum le-am rupt, au scăzut. Trecem pe lângă niște nu pere albi. Mă bucur că am găsit un coric. Mamă, o floare între flori. Cristina,
Ce frumos e aici. Am venit pe canalul ăsta. Nu mai avem mult de mers. Mai avem vreo 12 km. 4-5 ore, cred. Ia zic, este frumos aici? Da, e foarte frumos. Mă bucur că am găsit multe ăștia frumiți. Am văzut și galbeni, dar ăștia albi sunt mai frumoși. Papa, nu feri! Mamă, ne-am îndepărtat de grup, avem un kilometru. Trebuie să bustim ca lumea. Și trebuie să mulțumim sponsorului nostru care ne-a dăruit Hero 10, flax.ro. Astea sunt primele imagini din Delta cu el. Sunt curios dacă o să observați diferența între Hero 9 și Hero 10 actual. Fraților, s-a blocat canalul. Deci s-a blocat canalul, exact ce ne spunea Cosma despre plaurul ăsta. Baby, ce se întâmplă aici? S-a rămas blocat. Ne-a răsărit un plaur în față. Da, a crescut peste noapte. N-a crescut, mă, l-a bătut vântul. A, l-a adus. Deci l-a adus vântul. Da, s-a elucidat misterul. Odide, să vină pe acolo! Trebuie să cărăm, să târâm ca la caiacul ăsta, peste pământ, peste... Ce să facem? Te văd aici, că stai la coază, la ecluză. Stai, mă, nu mă împinge. Lasă-mă și pe mine să supraviețuiesc. Da, dă și mie. Hai. Bă, dar fii atent, dar să știi că nu vrea să filmeze telefonul. Prima dată când mi se blochează telefonul eu. A înghețat, frate, că m-a văzut telefonul. A zis așa ceva. Așa ceva n-am mai văzut. Hai. Am avut aici o situație complicată. Bravo, Victor, bravo. Să română. Haide, bă. Bă, a rămas stăpânit. Așa, nenicule, să rămână Adi. E aventură să traversezi aici. Ce faci, baby, aici? Urmărești păsările? Da, am văzut rață mai devreme.
aici, de primii trei. Asta e delta, mă, pe care o așteptam eu. Cristina, doamnelor și domnilor, faci o baie de nu feri.
rațe pe aici. Avem delta doar pentru noi. Canalul ăsta e foarte frumos. Trebuie să scoți și aparatul. Da, eu filmez, da. Vreau să scot aparat, da, uite. Uite-le cum pleacă. Bună ziua! Apă limpede aici. Este perioada perfectă de a face o vizită în delta, pentru că pe lângă faptul că au ferii, nu ferii, miroase salcâm, deci e un parfum incredibil. Și am făcut o pauză aici, am mâncat. E și Geo, hai Geo, dă-i revers, dă-i revers. Că te-ai înțeprint acolo, stuf. Ultima pauză pe ziua de azi. E ceasul. Mamă, e 4 fără 10. Ne așteaptă canalul. Au cevarul, sunt acolo, băi, băiatule. Următoarea ieșire în delta va fi de Rusali. Cu plecare de la Chilia Veche, a ajuns la pădurea Letea și întors înapoi la Chilia Veche. Câte zile? 4 zile. Cât costă? Costă 540 de lei de persoană. Da, da, aia o să fie super mega aventură, nu? Da, e o tură un pic mai lungă și să mergi cu trăsura la pădurea Letea, cu trăsura cu cai. Deci super, super autentic. Cine-i pregătit de aventură să meargă la asta de 4 zile? Da, deci dacă vreți aventura aici, frate, deci noi am zis, bă, hai, unde e remorcherul? Dar contra cost pot face eu pe remorcherul, dai seama. Mamă, ce valuri faci, mamă! Păi, bă, am simțit că mă lasă în jos așa ca termica, știi? Odată am zis, bă, e gol de aer. Deci traversăm brațul Tulina pe stânga, acolo după catamaran, probabil că e campingul. Suntem pe ultima 100 de metri, mai avem puțin și ajungem la camping. A trecut o barcă mai mare, a creat niște valuri cu care trebuie să te lupți. Ia uite și pe Victor. Bineînțeles că am venit să te din oportunez aici. Da. Mai râs pe un curs. Trecem pe lângă fabrica de conserve, fosta fabrica de conserve. Am ajuns la camping, ne-am făcut duș, am făcut bagajele și trebuie să plecăm. Lăsăm caiacele în urmă. Îi găsiți la Sulina pe Adventure Time, pe Cosma și pe Modelina. Pe site vă contactează lumea, da. Sau vin și oamenii de la fața locului? Nu, doar prin evenimente create. La fața locului nu va fi nimeni.
aici, cât de curând. Dacă, dacă găsim pe cineva, va fi și cineva aici. Adică să vii cu cortul ăsta, efectiv. Da, pentru că n-aveți cum la fața locului, că poate sunteți în altă tură, la suntem vibrarul, în altă tură, la... Da, 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 da. Pe Olt, în Grecia, cine se da, da, da. Personal m-am simțit bine, sunt super bine cu omul ăsta. L-am găsit ca, om, ca și omologul meu. Are glumele la purtător. Da, a fost atmosferă pe tot parcursul expediției. A fost frumos. Ceau 1 super bun. Ultimul canal incredibil. Nu s-au lăsat păsările vânate așa cum aș fi dorit eu, ca în visele mele. Plus dacă nu trecea barca aia cu motor prin Pelican, poate ne puteam apropia. Da, 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 da. Plus că ne-am obișnuit și noi cu caiacele, că n-am fost obișnuiți. Da, eu credeam că ne răsturnăm, că aia astea. Nu, e frate, la sfârșit am scos picioarele și mă și bronzul la picioare. Deci asta înseamnă că poate participa oricine? Da. Nu cred, și nu se moare? Nu, se moare. A, ce ai, mă? Se moare de râs, de plicoseală, poate. De plăcere, de orice altă chestie, dar nu se moare din caiac, din răsturnat. Da. Ducem bagajul la bărcuță. Acum mergem spre Dunăvăț cu barca rapidă, pe care am luat-o și la venire. Sperăm să mai vedem ceva păsări. Hai drum bun să aveți. Mamă, stați mă așa să urc și eu. Mamă, cum să cadă mă peștele. Mamă, de! În spate. Dă-i și din inerție, îl împingem încolo. Nu-l trage tare, nu-l trage tare, că la un dat trebuie să-l dăm încolo. Nu, 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 e bine, e bine, e bine. E bine. Eu îl țin, să știi. Mă urc pe el acum. Păi ești pe mama lor. Adă-l în stânga, acum nu merge. Da, acum trebuie să intrăm cu vârful. Se blochează oricum. Dacă îl mai ții, îl găsești înapoi. Du-te acum în față. Vezi că aici mai e o creangă, dă-i încet, dă-i încet. Mai mult. Și avem până. Mai sunt, mai sunt. Mai împinge-l pe ăsta. Da, să împinge barca. Stai. Ia, dă-i ușor înainte. Din misterele turismului românesc. Mersi. Cineva a tăiat... Că invers, cine îmi zice mie invers, mă? Cineva a tăiat copaci, ăștia? Ia uitați-vă cum văd singur. Să blocheze canalul. Ia uite, fără să scop pagaia din apă, da? Că asta e pagaia, nu padelă, ramă, de fapt. Asta nu-i
Cine? Cosma? Doamne, cu cine ați mers? Cu un zeu al apelor. Cosma de la Adventure Time? Da. Nu te joci, nu te joci, nu te joci. Dacul. Dacul călător.